Noul stadion al Timișoarei a intrat în ultima etapă. Hotărârea de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru stadionul Dâmpăl Tinșanu va fi aprobată în ședința care va avea loc săptămâna viitoare. Acesta este ultimul pas procedural înaintea demolării vechii arene timișorene. Ținând cont de importanța acestui proiect, premierul Marcel Ciolacu ia în calcul ca această ședință a executivului să aibă loc chiar la Timișoara. Am avut o ultimă discuție cu Marcel Ciolacu pe acest subiect și am primit asigurări că hotărârea de guvern va fi aprobată în ședința care va avea loc săptămâna viitoare. Dacă această ședință a guvernului se va ține la Timișoara, vorbim despre un gest simbolic pentru că acest stadion este cea mai mare dorință a iubitorilor de sport din orașul și județul nostru. Totodată, prezența guvernului la Timișoara arată deschiderea executivului față de oraș și proiectele importante pe care le implementăm, spune Alfred Simonis, președintele PSD Timiș.